Oamenii sunt creativi în general. Unii mai mult, alții mai puțin, în funcție de cum își dau ei singuri voie să se exprime. Noi am crescut într-o societate în care creativitatea a fost oarecum suprimată, nu ne-a fost dat voie să ne exprimăm. Eu știu că în liceu și în școală eram foarte persecutat pe marginea acestui subiect. De tot timpul când încercam să fac ceva diferit sau să văd lucrurile altfel, eram pus la locul meu. Adică am fost încurajat să nu fiu altfel, să fiu la fel ca ceilalți. Da, am avut noroc de niște părinți care nu mi-au îngrădit foarte mult libertățile și m-au lăsat oarecum să mă exprim liber și să încerc și să dau cu capul singur și să văd despre ce e vorba. Chiar și când aveam probleme la școală, și aveam probleme la școală, erau chemați ai mei frecvent. Nu eram o persoană rea neapărat, ci mă plictiseam foarte repede și simțeam nevoia să ies din tipare, în permanență. Și asta mă băga în bucluc cu profesorii și cu adulții, să zic. Deci da, chestia asta m-a ajutat foarte mult și le sunt foarte recunoscător al lor mei că m-au lăsat să, nu știu, să încerc să gust din viață și să îmi formez singură opinie. Să-l încurajeze, adică să fii deosebit e un lucru bun. Un lucru care nu e bun este să fii ca toți ceilalți, să fii, nu știu, încă un roboțel, să te încadrezi în tipare. Asta nu e bine, nu e o gândire sănătoasă. Da, uite, sunt exact ca ceilalți, fac parte dintr-un grup și suntem toți la fel. Nu, e bine să fii diferit. Sunt foarte multe lucruri încă neinventate și nedescoperite în lumea asta. Dă-ți voie să fii altfel decât restul și nu te gândi la chestia asta ca fiind, nu știu, doar pentru că nu sunt la fel ca ceilalți, înseamnă că, nu știu, n-o să mă placă. Din contră, dacă îți îmbrățișești chestia asta și o iei ca atare, oamenii te vor aprecia, pentru că ai avut curajul să ieși să spui, da, uite, ăsta sunt eu, așa arăt eu, așa mă comport și iubiți-mă că n-aveți încotro. Tratează-l ca pe o persoană, ca pe un om și înțelege că trebuie să se lovească, trebuie să să-și spargă capul din când în când, trebuie să învețe pe pielea lui niște lucruri. E foarte benefic pentru copil să se mai murdărească sub unghii din când în când, nu trebuie să-l țin puf. Am prieteni care sunt ținuți foarte din scurt de părinți și când merg la facultate sau scapă liber în vreun fel, își fac de cap și fac niște chestii pe care n-au putut să le facă în copilărie și de obicei le iasă prost. Susține creativitatea tinerilor. Intră pe manifest pentru creativitate.ro!